Turnul Babel. Cum se vorbea pe tot pământul? O singură limbă cu aceleași cuvinte. Unde au pornit oamenii? Înspre răsărit. Unde au descălecat? Într-o câmpie. Ce și-au zis unul către altul? Să ne facem cărămizi arse în foc și zmoală. De ce? Ca să înlocuim piatra și varul. Ce să facem cu aceste materiale de construcție? O cetate și un turn. Cât de înalt să atingă cerul? De ce? Ca să ne facem un nume și să rămânem uniți pe fața pământului. Ce a făcut Domnul? S-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau oamenii. Și ce a zis Domnul despre ce a văzut? Ei sunt un singur popor, cu aceeași limbă și s-au apucat să facă tot ce și-au pus în gând. Ce să facem atunci noi cu ei? Le încurcăm limba ca să fie neînțelegere între vorbele lor. Cine i-a împrăștiat de acolo? Domnul. Unde mai exact? Pe toată fața pământului. Și ce au făcut atunci oamenii? Au încetat să mai zidească cetatea. Cum a fost numită cetatea neterminată? Babel. De ce? Pentru că acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Decizii practice luate din turnul Babel. Voi aprecia înțelegerea cuvintelor limbii internaționale, care în zilele noastre este engleza. Voi vedea locurile de la câmpie spre răsărit ca fiind bune de construit. Voi folosi materialele făcute de Dumnezeu, cum este apa, pământul și piatra, în loc să înlocuiesc acestea cu materialele prelucrate de om. Voi construi locuințe fără a căuta faimă. Voi înțelege unitatea culturilor sau a culturilor, pentru că un cult este o cultură mică cu puțini oameni, iar o cultură este un cult mare cu mai mulți oameni. Voi vedea că Domnul urmărește faptele omului constructive. Voi aprecia că atunci când un grup de oameni își pun mintea să facă ceva împreună, pot să facă orice dacă Domnul le îngăduie. Voi înțelege că Domnul a făcut să fie neînțelegere prin mai multe limbi pe pământ pentru ca oamenii să aibă o putere limitată. Voi vedea când Domnul împrăștie un grup de oameni pentru ca să se răspândească și înmulțească, împlinind astfel voia lui Dumnezeu și ca aceștia să înceteze împlinirea planurilor lor. Voi plănui conform poruncilor lui Dumnezeu, adică planurile mele vor fi planurile Domnului. Voi înțelege că fiecare lucrare are numele ei, care reprezintă intenția și urmările acestei lucrări. Neamul lui Sem și familia lui Terah. Ce s-a întâmplat în spița neamului lui Sem? S-au născut fii și fiice, care au născut la rândul lor fii și fiice. Cât au trăit toți aceștia? Până la o vârstă. Cine a născut pe Avram? Terah. În ce țară? Ur, în Haldea. Ce și-a luat Avram? Nevastă pe Sarai. Cum era Sarai? Era stearpă. Adică, era lipsită de nașterea de copii. Unde a ieșit Terah cu familia lui? Din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Și până unde a ajuns? Până la Haran, unde a și murit.
Decizii practice luate din neamul lui Sem și familia lui Terah. Voi aprecia nașterea de fii și fiice care duc mai departe spița unui neam. Voi vedea că bărbatul își ia nevasta. Voi înțelege nevestele care sunt sterpe. Voi vedea cum bărbatul este capul familiei, pentru că acolo unde alege să meargă, își duce toată casa împreună.